Jurnalele RTT. Știri la fix. Reprezentantul Băncii Mondiale în România, Marcel Heroiu, a explicat astăzi în ședința de plen a Consiliului Local cum a fost realizat sondajul în urma căruia Brașovul a fost declarat orașul de nota 10 al României. Oficialul spune că poziția este extrem de importantă, deoarece în perioada următoare lupta se va da pentru atragerea forței de muncă. Brașovul este cel mai admirat oraș din România, astfel că pleacă din pole position în această competiție. În același timp, Banca Mondială a făcut și o cercetare în ceea ce privește calitatea aerului din orașele din țară. Ce ne spun experții pe mediu? Că poluarea aerului trebuie spartă în mai multe, să spunem, elemente. Deci, vedeți aici, pe de-o parte, este concentrația de particule în suspensie. Asta e genul de poluare pe care oamenii o simt cel mai ușor. De exemplu, când vin la Brașov, nu simt că sunt într-un oraș poluat. Când merg acasă la Cluj, simt lucrul ăsta. Când trece la următorul diapozitiv. Alt element de poluare aerului, concentrația de ozon troposferic, nu intru în detalii, n-o să vă plictisesc. Numai vedeți că Brașovul stă relativ ok. Concentrația de plumb în atmosferă, relativ clar indicatorul, următorul slide. Concentrația de monoxid de carbon, asta mai ales de la, ceturi, termocentrale și așa mai departe. Următorul slide. Concentrația de dioxid de sulf, în general generată de termocentrale, fabrici care consumă cărbun și așa mai departe. Și următorul slide și concentrația de dioxid de azot. Asta cred că e cea mai importantă. Dacă ați urmărit celelalte diapozitive, practic Brașovul stă bine pe mai toate. Albastru e ok, roșu nu e ok, deci relativ la intuitiv. Ăsta e practic domeniul unde Brașovul nu stă bine. Dacă mergem un diapozitiv mai înapoi, așa, și motivul pentru care nu stă bine e relativ simplu. Concentrația de dioxid de azot de obicei vine din de la traficul rutier. Și ce au spus experții pe mediu, problema în Brașov în momentul de față, putem trece la următorul diapozitiv, e că este un nod rutier important, vedeți acolo în centru hărții. Deci pe de o parte e tot traficul care vine de pe Valea Prahovei, dar și din Moldova și din Transilvania, și Brașov este oarecum într-o cuvă. Și tot traficul ăsta rutier, mașini, dar mai ales trafic greu, tiruri și așa mai departe, practic toate emisiile acelea rămân în cuva în care se află Brașovul. Deci poluarea mare de care se vorbește în Brașov nu ține atât de ce se întâmplă efectiv în oraș. Marile fabrici din oraș nu mai poluează cum poluiau pe vremuri, ține efectiv de traficul rutier. Reprezentantul Băncii Mondiale spune că soluția pentru acest tip de poluare este devierea traficului, în special a celui greu. Aceasta s-ar putea realiza prin construirea autostrăzii, potrivit expertului Băncii Mondiale. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, pe teritoriul României au fost înregistrate alte 191 de noi cazuri de îmbolnăvire de COVID-19, dintre care 13 în județul Brașov. Până vineri 29 mai au fost confirmate 18.982 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 736 sunt din județul nostru. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.829 au fost declarate vindecate și externate. Au decedat 1.248 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19.
Internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița, Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călăraș, Maramureș, Olt, Ilfov și Harghita. La ATI sunt internați 182 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 3.371 de persoane, dintre care 17 în județul Brașov. Alte 95.176 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. 1.750 sunt în județul nostru. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 421.451 de teste. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în 24 de ore 195 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 153.200 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției au fost constatate joi 4 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Veste bună pentru firmele din Brașov care au fost afectate de pandemie. Municipalitatea acordă facilități fiscale ce însumează 10 milioane de lei pentru agenții economici din oraș. În ședința de plen de astăzi, la propunerea primarului George Scripcaru, Consiliul Local a adoptat 2 proiecte de hotărâre care vizează acordarea unor facilități fiscale agenților economici care au fost nevoiți să își întrerupă activitatea, să-și o diminueze sau care sunt afectați de măsurile impuse pentru reducerea riscului de răspândire a coronavirusului. Scopul adoptării acestor hotărâri este de a proteja mediul de afaceri brașovean și sistemul economic la nivelul municipiului Brașov, dar și de a sprijini financiar relansarea economiei orașului nostru. În baza ordonanței de urgență 69 și care dă posibilitatea primăriilor, consiliilor locale să adopte asemenea decizii, concret am propus reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice folosite în activitatea economică în acest sector preponderent Horeca. Această scutire se referă la o reducere cu 50% a impozitului aferentă perioadei de criză privind ordonanțele și situația de urgență stabilită în România. De asemenea, o altă scutire de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari locatari, titulare dreptului de administrare sau de folosință a unor clădiri, proprietate publică sau privată, tot în același sens, ca și scutire de plata acestei taxe. Și de asemenea o scutire pe perioada stării de urgență de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați potrivit legii să-și întrerupă activitatea. O altă măsură care cred că este benefică se referă la anularea accesorilor obligațiilor bugetare restante la data 31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor principale restante până pe anul în curs, până în data de 30 septembrie 2020. Primul set de facilități fiscale are ca scop sprijinirea agenților economici care au fost afectați de instituirea stării de urgență. Cea de-a doua hotărâre adoptată astăzi vizează, în principal, sprijinirea agenților economici care sunt afectați de măsurile pe care vor fi nevoiți să le ia pentru a reduce riscul răspândirii coronavirusului în perioada în care vor relua activitatea. Alte hotărâri pe care le-am propus Consiliul Local se referă la reducerea cu 50% pentru perioada 1 iunie 2020-31 12-2020 a taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice pentru terase sau grădini de vară, stabilită prin hotărârea de Consiliul Local numărul 250 din 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, concret cei care au activitate în acest domeniu și discutăm aici de
terase sau grădini de vară de pe toată raza municipiului Brașov, nu numai dintr-o anumită zonă din oraș, să aibă această scutire de 50% de la 1 iunie până la finalul anului. De asemenea, firmele care dețin panouri publicitare pe domeniul public beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de ocupare a domeniului public cu panouri publicitare pentru perioada stării de urgență și a stării de alertă. Materialele necesare reluării activității în învățământ au luat drumul către școlile din oraș. Primăria a început distribuirea materialelor de dezinfecție și protecție împotriva răspândirii coronavirusului către unitățile de învățământ care urmează să funcționeze din 2 iunie. Distribuim dezinfectanți de mâini, 2000 de litri am comandat, dezinfectant de suprafețe, biclosol, 200 de cutii, ori 300 de cutii de pastile fiecare cutie, se pun chiar 3000 de litri, măști la toate școlile, ajunge la 30.000 de măști distribuite, termometre, în funcție de numărul de intrări și de corpuri se dă la fiecare școală, estimativ pentru toate clădirile aparținând în Consiliul Local la 250 de termometre, dispensere pentru hârtie, am luat în toate băile dispensere pentru hârtie, 619 dispensere, hârtie tip Z, vreo 2400 de baxuri și dispensere pentru săpun și dezinfectant 400. Primăria a stabilit necesarul de materiale în urma întâlnirii de săptămâna trecută dintre primarul George Scripcaru, inspectorul general școlar Ovidiu Tripșa, serviciul voluntar pentru situații de urgență și reprezentanții direcțiilor de specialitate ale primăriei. Distribuția pentru fiecare școală se face în funcție de numărul de elevi și de numărul de profesori pe care are fiecare unitate de învățământ, raportate de către școli, către inspectoratul școlar și transmise nouă. În total vor fi 63 de unități de învățământ unde se vor distribui aceste materiale, dintre care 38 de școli și licee și 25 de grădinițe. Ministerul Educației are obligația de a asigura măști școlilor și liceelor, dar primăria va distribui câte 500 de măști la fiecare unitate de învățământ pentru a asigura necesarul până când vor ajunge cele de la minister. Ziua de 1 iunie este dedicată sărbătoririi copiilor din întreaga lume, bucuria lor și fericirea pe care cei mici o aduc părinților și tuturor membrilor familiei. Este sărbătorită anul acesta printr-un weekend prelungit care se încheie luni pe 1 iunie. Pentru ca întreaga comunitate să se bucure de liniște și siguranță, dar și pentru ca bucuria celor mici să fie pe măsură, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a luat toate măsurile pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică, în care sunt angrenate echipe mixte formate din polițiști din structurile de ordine publică, de investigații criminale, de poliție rutieră, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, alături de polițiști locali. Astfel, în perioada 30 mai 1 iunie acestui an, aproximativ 750 de polițiști brașoveni vor fi la datorie și vor acționa în cadrul dispozitivelor instituite la nivelul întregului județ zilnic, cu peste 250 de forțe de ordine și aproximativ 100 de autospeciali. Pentru ca celebrarea zilei de 1 iunie să nu fie umbrită de evenimente neplăcute, forțele de ordine vor fi în teren în aceste zile, pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru depistarea și pedepsirea celor care încalcă prevederile legale. În permanență, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov sunt la datorie și acționează, în colaborare cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea ilegalităților de orice fel. Polițiștii brașoveni le urează la mulți ani tuturor copiilor.